O întâmplare adevărată din timpul nostru, la mormântul părintelui Arsenie Boca. O fată a mers cu un tânăr necredincios la părintele Arsenie. O tânără, care se mărturisește la mine, a fost însoțită de un tânăr necredincios până la Prislop. Că era și el curios ce e pe acolo. Și fata s-a întâlnit cu niște colegi. Au cumpărat cărți despre părintele, le-au împărțit între ei. S-au închinat aceea la mormânt și s-au rugat. Și după asta, i-a spus fata prietenului cu care venise, hai să te închin și tu. La care tânărul a răspuns nervos că el nu e nebun să se închine la cruci și la morminte. Și au plecat cu mașina. Au mers vreo trei ore și jumătate și cum s-au învârtit, cum au făcut, că tot în curtea mănăstirii au ajuns. Apoi, fata, având și ea sânge de șofer, a luat volanul și s-au mai învârtit încă o oră și jumătate. Și tot în curtea mănăstirii au ajuns. Fata își amintește ce spune băiatul, vorbește cu colegii ei despre această întâmplare și spune: Cumva părintele are să-i transmită ceva? Toți s-au îndreptat către el și i-au spus să meargă să se roage la mormântul părintelui. Dacă nu vrea să se roage, măcar să vorbească cu el, cu părintele. Acesta a refuzat. La insistențele lor, pentru că aveau teama că vor rămâne acolo până noaptea târziu sau până dimineața și se vor învârti în cerc, băiatul s-a dus, s-a dat jos din mașină, s-a dus și s-a închinat. Și după aceea au mers ca vântul până la București. E o întâmplare de anul acesta. M-a sunat fata aproape de miezul nopții ca să-mi spună ce au pățit. Fragment din interviul cu părintele Pantelimon Munteanu, ucenic al părintelui Arsenie Boca.